și a concurat cu ea în campionatul mondial de superstock 1000 și a antrenat pe loc 8. Caii sunt undeva la peste 200, între 215 și 220 de cai la roată. Este cea mai puternică motocicletă de aici. Motorbike o face și pe asta și testează un S1000RR. Gata de circuit pe un circuit. Știi ce o să încerc eu acum, nu? Un R6 Rado. Din ăla care îți place ție. E modelul ăla fain pe care vrei să ți-l iei. Ăla de trage aproape ca Hornet-ul. Aproape. Bă, aș face o intrare cu asta. Intru la asta cu mie. Ești pregătită să mă faci de râs? Merg mai încerc. Am înțeles, nu trebuie. Tu cât ai scos cota? Deci clar e mai bine de 205. Poftim. Îți ținem mânușile? E prea tare? Nu, e ok. Poate chiar prea încet. Cred că e la maxim oricum. E bine. Oricum o să ne prea auzim de motoare. Ei, o să mă bațezi. Nu, merg încet. Nu trebuie să mergi încet. Mă rog să încălzești și eu motorul. Și eu trebuie să-l pornesc. O să ne auzim cam până pe la 120-130 la oră. Ok. După aia suntem în fit. După aia o să se audă un pic vâjui. Trebuie să țipăm prin căști. În 4 minute intră. Cum se aude? E liniștită că motorul e scurt. Da, nu fac nicio grijă. Cred că o să le ia mai mulți iasă de pe circuit. Oricum s-ar putea să intrăm cu câteva minute mai târziu. De la cât timp te dai pe motor? De la 12. De la 12 ani? Da, prima dată când m-am dat totuși eram la grădiniță și m-am dat pe o motocicletă foarte mică de 50 cu roți ajutătoare. Cea limitată, e 46 aia, Valentinul Rossi. Jumate galbenă, jumate neagră. Să le număr pe serie, s-au făcut nu știu câte bucăți. O parte era galbenă cu luna, o parte era neagră cu soare. N-ai avut sole, luna. A, da. Special Edition Air 46. Mai avea 3 cai în plus. Mamă, de la 12 ani ai zis că te dai? Da, mă rog, nu au fost primii ani decât niște curse în care am căzut mai mereu, adică... Nu au fost decât niște curse, păi din start când zici niște curse e clar că ai făcut ceva foarte fain. Antrenamente nu făceam, adică mergeam uneori la motocross, pentru că se observa că toți ceilalți plecau de la motocross și eu veneam de la cai, că înainte am făcut echitație. Deci știam eu unde să țin mâinile și picioarele, atâta. Am înțeles. Și acum te dai pe mai mulți cai deodată? Mult mai mult. Chiar cât are atât? Nu știu cât are limitat, dar în mod normal are 48, cred. Cu tobă. Nu știu cât e acum cu limitare. Nice. Oricum, dacă are mai puțin și trage cum trage. Ai văzut. Te dai și pe motocross și pe enduro? Nu. Pe motocross m-am dat un pic ca antrenament și la supermoto, pentru că așa am pornit și dacă voiam să țin pasul cu cei de la supermoto, trebuia să fac și niște antrenamente la motocross. O secundă. Îl opresc? Are 76. Destilatoare la ea. Da? Ok. Dar trebuie să iasă copiii de pe circuit, dar... N-au ieșit încă? Nu, mai e unul. Cum e cu supermoto? Sincer, mi-e dor de el, nu m-am mai dat. Uite, au început să iasă. Nu m-am mai dat de mult timp, de 2 ani. Mi-e dor. Era altceva. Când mergeam pe Târgu Secuiesc și erau ceilalți cu motoare de viteză și eu cu aia de supermoto, făceam printre ei numai slalom. Stai că aici au simfonie. Tu, în mod normal, pe ce motor te dai? Hornetul ăla un pic ruginit de acolo. E drăguț, dar nu sunt fan naked-uri, sunt cu viteza. De când eram super auto, visul meu a fost să mă dau pe din astea mari de viteză, așa că... Cât treci la 600? Toată lumea mă întreabă asta, dar eu sincer nu vreau. Nu, adică aștept, vreau să mă urc pe 600 când e timpul potrivit. Adică 400 ăsta este deocamdată mai mult decât potrivit. Pentru că mulți zic că dacă o să mă duc acum pe 600 și o să cad, o să-mi fie foarte frică după. Stai că vine Radu să audă dacă filmează la tine, că uneori își mai iau freezuri camera. Mamă, ce rigidă e asta. În sfârșit, casca lui Radu o să meargă tare. O să încerc mai încet acum. No, glumim și noi. Nu trebuie să mergi încet de dragul videoclipului, trebuie să mergi cum vrei tu și eventual o să mai fur eu niște meserie de la tine. Niște trase, nu? Da, serios. O, ce ciudat e R6-le ăsta. Pentru că dacă brachez prea mult stânga, ating frâna de față. Înțeleg. Da, am avut și aceeași problemă pe un R25 care mă dădeam înainte. Carena lovea ghidonul și nu puteam, dacă viram prea mult stânga, se bloca ghidonul în carenă. Dar n-am avut probleme acum. E coadă. Nu e nimic, îi întrecem pe toți. Bine, tu. Eu... Dar ce-i cu coada asta? Așteptă să fie întrecut de tine. Nu, la antrenament am ieșit pe 10, dar bine, când ai intrat tu, cred că am mai îmbunătățit și alții timpul. Așa că nu știu pe cât m-aș plasa acum. Dar probabil tot în top 10. În afară de linia asta dreaptă și de linia cealaltă din spate, nu văd unde ai putea să fii mai înceată. Mai e și, de exemplu, după acul de păr de acolo din spate, pe accelerare, unde e și cana aia. Știi, nu în spate, aici, în față. E acolo, ăla de dreapta, da. Acolo ar putea să mă mai ia. Bine, a ta era singura moto
motocicletă cu care efectiv stăteam full gaz. Da, da, de la acolo de părere, nu mi era frică să dau drumul. Adică bine, pe al doilea de stânga mi era un pic frică să stau full gaz. Da, și mie uneori mi-e puțin frică să mă duc prea tare, că am avut momente cu 250 în care am intrat în iarbă. Da. Da, m-am dus prea tare și n-am mai pus frână. Dacă o să se reconecteze intercomul, când ne întâlnim pe traseu, o să apăs eu pe buton și o să ne conectăm la loc. Adică dacă nu se mai auzi, o să fie din cauza că, na. Dacă ești mai aici la bine. Trebuie doar să ne apropiem un pic unul de celălalt. Ok, n-o să fie greu. N-o să fie greu să te apropii de mine. Am înțeles. Mulțumesc. Apreciez sinceritatea. Eu nici nu știu ce gume am pe ăsta. Am slicuri? Nu, n-ai slicuri. Oh, god damn it. Sunt în spatele tău. Te rog să nu intri în spate, că am mai avut incidente de genul. Dacă vrei să treci de mine să te dai mai tare, îmi zici sau mă depășești. Aici se ține interiorul. Se ține interiorul acolo? Da. Ok. Mi-e un pic frică de interiorul ăla. Aici sunt interiorul. Ok. Hai că încerc să mă țin după tine. Of. Hai, 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 că ai salvat-o. Ai scos-o bine, bravo. Trecem de băiatul? Mamă! Mamă! Ce-a fost aia? Boss! Ceva, interiorul sau exteriorul? Of, 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 trebuie să-l depășesc undeva pe ăsta. Tu măcar poți să depășești. Frumos. O să încerc să trec și eu de el. Nu te aud. Foarte bine. Ok, ok. Du-te, du-te, de asta ți-am lăsat interiorul. Op, 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 vezi că a găsit cineva în față. Mamă, cum te lași, nu te cred. Bravo, te las să te duci. Mulțumesc, mulțumesc, că apreciez. Așa, așa, bravo. Bine? Da, da. Gata. Mamă! Nu pot să văd bine cu casca asta și e plină de muște. Și mai intră și părul rău. Asta e un dezavantaj foarte mare, că mi-intră părul mereu în ochi. Și încerc să-l prind cu zeci de clămuțe și clămițe și elasticuțe și nimic. Cum e să și vorbești, să fii și concentrată? Complicat. Stai că acum o să întrebe toată lumea toate și nu cred că o să ne mai auzim. Sigur. Ce ai mai mișto de până acum, jur? Serios? Da. Îmi face spatele așa foarte mult. Așa? Da. Nu știu. Cât a mers? Bă, 18 acum? Ce? Cât a mers? Te descurci de aici? Mamă. Nu trage cum trag ale. Nu, nu stai că au ci pedalii acum și ne auzim și vorbim. Nu trage ca celălalt, dar e mișto pe viraj. Mi se pare mai manevrabilă. Asta chiar merge aruncat așa pe viraj. Stai că încercam să și vorbesc cu ea, asta a fost mișto. E super mișto că vorbeam cu ea și hai, dă-i, vezi că e cineva, vezi că o să vezi mâine, o să fie foarte mișto. A fost fain, nu? Da. Da, asta chiar mi-a plăcut. Asta mi se pare că poți să te mai joci. Cu spatele, acolo la cu de păr, îi dădeam, aveam 5, 4, 3, 2 un pic de spate și mergeam un pic pusă de alături. Mi se pare mai ușurică și mai manevrabil un pic decât astea mari. Mi se pare că îți permite mai multe. Are wheelie control? Wheelie drag și înfrânez, nu-ți blochează spatele. Ok, e mai nervoasă ca aia de ieri? Asta are cărcătură lungă pentru top speed. Eu am prins cu ea de când 295 cu mine. Serios? Sper să prind 195 cu ea. Nu o să mă uit la viteză pentru că aia o să mă sperie. Cea mai rea motocicletă din zona asta? Am zis că azi poate, poate, dacă reușesc să prind ori un S1000RR care să arate treapta, ori mă dau un pic mai mult cu aerul, poate reușesc să scoat sub 2 minute. Dar să că le dau, că nu mă doare mâna. Mamă, cât de încinse sunt. Mamă, ce poziție. Mersi, să fie. Am dat cânta a doua. Acum înțeleg de ce sunt stickerele puse așa, că oricum le vezi drept când ești într-o roată. Se pare că intri încet în ultima de dreapta și ieși în linia dreaptă. Ești nebun, nu ce
52, ai nebunit? Și că mergi din gumă nu mai înveți nimic. Asta e cea mai mare greșeală care o fac, tot pun gume noi. Drept, drept, 2, 3, 4, 5, 4, 3, frână, nimic.